Bun găsit, dragi prieteni! În contextul global, cu problemele de mediu, cu schimbările climatice, cu agravarea acestora și, să spunem, încercările de a preveni astfel de situații pe viitor, sigur, sustenabilitatea companiilor este una extrem de importantă, s-au luat măsuri, acestea le respectă multe dintre ele, altele chiar au inițiative proprii și una dintre ele, una dintre cele mai lăudate companii este compania Coca-Cola, care ar fi una dintre cele mai sustenabile la nivel mondial. Probabil că sunt și altele, dar nu la fel de populare. Și citind această știre m-am bucurat foarte mult că într-adevăr marii giganți iau măsuri chiar dacă sunt costisitoare în acest sens, în sensul protecției mediului. Însă, în același timp, poate că ar trebui să ia măsuri și în sensul protecției consumatorilor. Pentru că știm cu toții, astfel de băuturi nu sunt sub nicio formă sănătoase și că în situația în care le consum pe termen lung pot să aducă reale probleme de sănătate și mai ales că se adresează foarte mult și sunt la îndemâna și copiilor și reclame sunt cu duiumul la televizor. Poate că ar fi bine ca aceste companii să ia măsuri și în ceea ce privește conținutul și să păstreze cumva, investițiile sunt unele enorme și profitul este de asemenea, însă pentru că vânzările sunt foarte mari, știm foarte bine, însă poate că o parte dintre acești bani ar trebui să fie să se ducă către departamentul de cercetare în așa fel încât să se păstreze acest bun gust și această aromă în așa fel încât oamenii să nu renunțe în a le mai bea sau să micșoreze consumul, ci doar să consume ceva poate mai sănătos. Și sunt convinsă că așa ceva se poate face. S-au luat măsuri, spre exemplu în Spania nu se mai fac reclame la televizor, se mai difuzează reclame ale fast food-urilor sau ale celor care produc astfel de mâncăruri considerate nesănătoase pentru că rata obezității acolo la copii este una foarte ridicată, de altfel și la noi obezitatea infantilă este o problemă reală în România și una foarte serioasă. Așa că, sigur, suntem să fim cu toții atenți la problemele de mediu și să încercăm să le prevenim, să le îndreptăm, să avem o atitudine civilizată, cel puțin așa mi se pare din punctul meu de vedere, această grijă față de mediu, însă în același timp să avem grijă și față de noi. Să avem grijă nu doar ce consumăm, ci pur și simplu să-i determinăm pe acești mari giganți să ia măsuri în a fabrica băuturi ceva mai sănătoase. Vă pup, dragi prieteni, și ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată să aveți!